evenimentele generate de intervenția urșilor în gospodările populației din zonele limitrofe între pădure și anexele gospodărești. Deci în noaptea spre de 14-5 aprilie a fost recoltat un urs în zona Arefu, urmând să îl recoltăm și pe cel care a fost manifestat în, a cărui prezență a fost manifestată în zona cetății Poenari. Și cred că în scurt timp frigul ăsta ne-a mai încurcat puțin acum, dar duceam la îndeplinire și, și acest ordin de recoltare. Și de asemenea, azi noapte a fost recoltat un urs în zona Nucșoara. Deci toți acești trei urși pe care i-am spus sunt cei care au atacat gospodăriile. Existau aprobări pentru recoltarea lor. Iar cel care s-a întâmplat acum două zile în zona Albeștii de Mușcel, avem înaintată documentația pentru obținerea aprobării și recoltarea acestuia, pentru că sunt evenimente care sunt cu impact dintre cel mai periculos la nivelul gospodăriilor și a oamenilor, a cetățenilor, și nu trebuie să, trebuie să intervenim rapid, pentru că știți foarte bine, efectivele de urși în zona județului Argeș sunt de circa 2,5 mai mari decât cele care ar fi normal să fie în această perioadă, datorită faptului că timp de aproape 5 ani de zile nu mai a fost interzisă vânătoarea la urși. Faptul că această activitate, care este o activitate vânătorească și normală să se desfășoare pe fondurile de vânătoare, a fost interzisă, a dus la creșterea alarmantă a numărului de urși, la lipsa hranei, la existența pericolului pentru a ataca gospodăriile locuitorilor din zonele de nord ale județului, cam pe toată zona, începând cu Rucăr Dâmbovicioara, Albești de Mușcel, Buchea, Aninoasa, Nucșoara, Brădet, Coșești, până și la Coșești au luat-o pe valea râului și a fost împușcat, recoltat, după câte știți, astă toamnă, un urs, și acum în zona Arefu, cetatea Poenari. În acest sens am solicitat atât direcției silvice cât și tuturor fondurilor de vânătoare care au încomodat aceste fonduri și administrare să facă un inventar al eventualelor probleme care sunt acolo și să facă propunerile de recoltare sau de relocare a urșilor respectiv, în așa fel încât odată cu declanșarea sezonului propice turismului să fim feriți de astfel de evenimente, cu accent pe Valea Râului Doamnei și pe Valea Argeșului. Starea de sănătate a pădurarului care a fost victima unei agresiuni a ursului este satisfăcătoare, este în perioada de recuperare, se află în continuare internat la secția de chirurgie plastică și reparatorie de la Spitalul Județean. Trebuie să adresăm pe această cale mulțumiri deosebite personalului medical de la Spitalul Municipal Câmpul Lung și de la Spitalul Județean, care au intervenit speță de la secția de chirurgie plastică, care a intervenit rapid, și trebuie să mulțumim și șansei, pentru că acest pădurar nu era singur în pădure, omul era în timpul serviciului, se afla împreună cu un coleg și cu un inginer într-o activitate normală de marcare a arboretului din zonă. Și noi știam de anul trecut că s-a aflat cu sprijinul informărilor date de primar că există un urs acolo care din când în când mai atacă gospodăriile. A fost deja un eveniment înregistrat acum o săptămână pentru o gospodărie de la marginea localității, unde a intrat în grajd, va încerca să atace animalele. Șansa a fost că oamenii s-au mobilizat, l-au alungat pe urs, dar greu de spus dacă acela este același urs care a atacat și pădurarul sau este un altul. În orice caz,
pe fondul respectiv de vânătoare există o atenție sporită și o alarmă permanentă pentru monitorizarea zonei respective, împreună cu cetățenii, cu primăria și cu cei care gestionează fondul de vânătoare. Vom trimite efective în zonă. Am achiziționat, să știți, conform legii, această armă, dar deocamdată am achiziționat doar arma. Urmează ca efective cele 9 posturi care le avem încadrate cu veterinari să plece la curs. După ce vor termina cursul, începem procedura ca să intrăm, să putem să tranquilizăm noi ursul, să... Intervenția dânșilor este valabilă atunci când e vorba de o relocare, deci mutarea ursului, de capturarea lui și mutarea pe un altă fond de vânătoare unde nu poate să creeze probleme, unde este mai depărtat de către gospodăria ale populației și atunci se elimină riscul de a ataca animale sau oamenii domestici. În rest, intervenim cu semnale acustice, petarde, cu ce avem noi în dotare pentru alungarea ursului.